Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc de minunați sunteți. Astăzi fac citirea pentru următoarele 7 zile. Să vedem ce ne mai aduce energia. Luați-vă rog aminte că citirea este una colectivă, suntem toți parte din același întreg și acesta este modul meu de lucru. Dacă ați fost atrași de acest clip, înseamnă că pentru voi aici este un mesaj sau un cuvânt care vă poate ajuta în planurile pe care le aveți sau în provocările pe care poate le aveți. Dacă nu rezonați, nu vă ține nimeni aici, există diversitate pe YouTube, puteți merge în altă parte. Să vedem ce ne aduce energia momentului prezent, pentru că din momentul prezent, în funcție de trecutul nostru, luăm deciziile pentru a ne proiecta un viitor mai bun. Viitorul nu există, există doar probabilități și avem linii de destin multiple. Ce auziți astăzi aici este una dintre probabilitățile pe care voi le puteți lua, îmbrățișa sau evita. Să vedem. Pentru relații, planul material și planul emoțional. Am ales acest semn care înseamnă Trinitatea, minte, suflet, spirit, la acesta mă refer, și acest set cu spatele verde, pentru că suntem parte din natură, natura este tot una cu noi, iar ecosistemul ce ne înconjoară ne sprijină, deși poate noi nu vedem acest lucru. Să vedem mesajele pentru astăzi de la oracol. Flamingo și distracții. În următoarele 7 zile, pentru că timpul nu este liniar, marcăm așa o perioadă cât de cât apropiată. Pot fi 7 zile din momentul în care vizionați clipul și așa mai departe. Veți avea parte de o perioadă ușoară, mai ales la nivel de parteneriat, sau va fi foarte distractiv pentru voi să realizați anumite lucruri atipice, rare. Veți avea acces la niște informații care vă bucură sufletul. De asemenea, în parteneriate pare că energia va fi una mai ușoară. A venit vara, ne simțim mai bine. Zarurile, iată numărul 19, care este cel al soarelui, optimism și o șansă. Zarurile nu sunt niciodată aruncate în funcție de observatorul care privește în această oglindă. Zarurile acestea se vor învârti. Noi suntem cei care influențăm viitorul nostru. Este ca și când am învățat deja o lecție prin numărul 19 și acum o aplicăm înțelept. Sau poate nu mai repetăm. Floarea soarelui și acțiune, numărul 34, o pereche. O pereche poate fi aici de îndrăgostiți. Avem împărăteasa și împăratul. Ceva foarte armonios. Energia pare să fie una generoasă, însă energia este una infinită. Noi pare că la nivel de mental colectiv ne aliniem cumva la o vibrație mai ușoară, mai înaltă, mai înțeleaptă, care ne ajută. Foarte frumoase și foarte bune mesajele. Mai departe, avem natura, iată, pentru că vorbeam despre natură la început, o apă, o cascadă, un cumul de emoție pozitivă acum iese la suprafață. Iar aici avem spiritele naturii, elfi, zâne și stâlpii, pilonii, pietrele, păzitorii locului. Aveți sprijin din eter, din natură, fiecare loc are un paznic în planul subtil, chiar dacă noi nu îl vedem. Să vedem ce arhetip ne ajută sau ne este alături în această perioadă. Aprilie, berbecul și taurul
sau Balanța și Scorpionul, Marte și Venus. Yin și Yang, împărăteasa și împăratul, un început. Un început poate fi aici care are legătură cu o relație stabilă, naturală, organică, unde vom vedea ceva acțiune pentru că nu este totul pierdut sau unde se schimbă ceva. Acum ori niciodată, creează-ți artă soartă. Camila, perseverența, duce la depășirea unor probleme. Așa, să continuăm. Cu ce mai are legătură energia momentului prezent? Cu broscuța țestoasă, încet, dar sigur, înaintezi, mergi înainte, o scos la capăt. Iată cum depășiți niște provocări. Unii dintre voi poate nu putea să începeți ceva ce vă doreați și veți avea parte de un început natural, alții dintre voi în legătură cu relația, căsătoria, alții dintre voi vă simțeați neputincioși într-o privință care iată că acum se deblochează sau alții dintre voi aveați nevoie de o șansă și această șansă încet și sigur se poate crea sau recrea în viețile voastre acum. Să vedem la nivel de relații ce avem aici. Magicianul, vedeți? Avem șansa. 9 de spade, pajul de bâte, regele de cupe, 5 de cupe. Magicianul înseamnă puterea interioară de a depăși acest blocaj de natură mentală, această frică și această tristețe pe care probabil ați avut-o recent sau de care ați avut parte recent, dar așa cum ne spune și Camila aici, veți depăși ceva și veți găsi în voi forța și curajul să acționați mai departe către cineva. Regele de cupe este o persoană emoțională, dar emoțional stabilă. Și vedeți ce interesant? Aici avem spiritele naturii și aici, în acest set, avem aceste zâne care par a fi ajutor. Ajutor, iată, pentru o alegere. Sunteți vecheați să puteți avea calea liberă să acționați. O șansă vi se aduce aici, în prim plan, de către energie, univers, divinitate, în cine credeți voi. Veți putea manifesta ieșirea din acest blocaj alături de o persoană anume. Dacă sunteți persoane căsătorite, atunci ați avut parte de stres sau de tristețe care acum se poate îndepărta și peste care puteți trece pentru că între voi există iubire și pasiune. Dacă sunteți persoane singure, atunci puteți depăși această durere despre care simt că nu este neapărat a voastră, iar dacă este a voastră personală, vi se arată calea printr-un portal electromagnetic prin voința voastră proprie care manifestă o nouă linie de destin, un nou drum alături de cineva. Alții dintre voi văd că aveți parte de o persoană în viața voastră care posibil să fie ușor manipulatoare pentru că regele de cupe este emoțional, după cum spuneam, dar alături de magician manipulează emoțiile astfel încât să îi fie bine lui și acest lucru pe voi v-a afectat într-o măsură sau alta, dar aveți puterea să depășiți și să ieșiți de sub umbra acestui șantaj emoțional. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți în separare, din nou, văd că pentru unii dintre voi aici există o legătură de natură emoțională, energetică, cu persoana la care vă gândiți voi, dar care nu are lumină, nu stă în lumină, nu are claritate în acest moment să manifeste ce anume își dorește. Și chiar dacă voi aveți forța și puterea să faceți ceva în legătură cu această persoană, această persoană momentan se află în întuneric. Dar, încet și sigur, primește și această persoană acces către acest portal,
modalitatea prin care se poate debloca sau poate trece peste această anxietate. La nivel de mental colectiv se depășesc traume, se depășesc nopți nedormite, se depășesc stări de confuzie și foarte multe frici. Să vedem mai departe. Pentru 5 de cupe, ce ne spune energia? Asul de spade, claritate. Foarte mulți dintre voi sunteți necăjiți, pentru că am și aici la nivel mental elementul spadă, că nu puteți avea parte de comunicare pe care acum o puteți manifesta în viața voastră, dar după cum spuneam, și persoana voastră de interes are nevoie să-și lumineze puțin mintea și să acționeze, sau energia va face ca voi doi să vă întâlniți cu prilejul unei ocazii de sărbătoare, la un eveniment, la o nuntă, la o cununie a cuiva și așa încet și sigur vă puteți reapropia. Asul de spade vine cu claritate, poate cu opțiunea ca voi doi să vă reuniți într-un cadru legal. Patru de bâte, după cum spuneam, la o nuntă sau la un eveniment. Pentru alții dintre voi, o luăm așa. Dacă sunteți căsătoriți, veți putea discuta despre neînțelegerile care v-au umbrit relația în ultima perioadă și le puteți depăși încet și sigur. Pentru că unul dintre voi acționa mai superficial, să spunem. Unul dintre voi era foarte axat pe partea mai superficială, mai ușoară, mai distractivă a vieții, iar celălalt ducea greul. Și iată cum vă aliniați în urma acestei discuții avute aici, serioase, care vă îndepărtează de frică, de durere, de tristețe și de responsabilitatea unei relații pe care totuși trebuie să o duceți în doi. Pentru cei care sunteți persoane singure, ajungeți cu acest as de spade la un final de ciclu, la o luminare, la o ieșire dintr-o poveste, dintr-un mod de a fi, la o schimbare a perspectivei de gândire, la închiderea opunerii rezistenței și puteți să găsiți pe cineva acum, să manifestați pe cineva în viața voastră aici cu magicianul care să vă corespundă emoțional nevoilor voastre de iubire. Iar pentru cei care sunteți separați, aveți acum o șansă să discutați dacă relația voastră mai merită efortul sau nu și cum o faceți să renască. Avem aici, după cum spuneam, berbecul și balanța. Cine sunt eu în raport cu ceilalți, eu și ceilalți, sau axa identității și a relațiilor. Este amprenta pusă foarte mult pe relații, dar este o energie ușoară la nivel de parteneriat și o ocazie rară, după cum spuneam la începutul etalării. Mai departe, pentru regele de cupe, avem cavalerul de cupe. Clar, sunt sentimente aici despre care veți vorbi, care vor fi declarate, spuse, articulate, pentru ca și celălalt să audă. Deci aveți ocazia să purtați această conversație despre ce simțiți fiecare dintre voi, indiferent că sunteți căsătoriți, separați sau singuri. Dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva acum cu care să începeți să discutați prietenește, amuzant, ușor și care să fie șansa prin care voi să ajungeți într-o relație stabilă cu cineva. Dacă sunteți căsătoriți, se ameliorează situația, se ajunge la o stare mai bună, la discuții mai ușoare, mai blânde, mai senzuale, iar dacă sunteți separați, puteți acum să vorbiți despre ce simt eu și ce simți tu. Eu un raport cu tine, tu un raport cu mine și cum putem să facem această relație să funcționeze. Pentru 9 de spade avem luna, pentru că există foarte multă neclaritate aici, dar există și subconștientul, există și subiectivitate.
Și atunci este foarte bine să purtăm acest dialog armonios prin care să aducem optimismul, soarele în viața noastră. Și pentru pajul de bâte avem 5 de bâte, pentru că s-ar putea foarte mulți dintre voi să fie ajuns în punctul acela de răscruce de drumuri în care să nu vă mai convină situația în care ați ajuns. 5 de bâte, dincolo de faptul că este ceartă, anturaj, persoane terțe care tot intervin și au o părere personală despre ce trăiesc eu și familia mea, etc., mai înseamnă și nu mă mai supun acestor reguli sau ies în afara unei restricții sau a unor lucruri impuse. Și atunci ajung în 6 de bâte, care înseamnă am reușit. Adică veți reuși să traversați cu brio, încet și sigur, după cum spun cărțile, prin perseverență, cu calm și cu răbdare, această perioadă sau această conversație în care ar fi bine să evitați energia fixă a lui 4, pentru că l-avem și pe 4 de bâte aici, și să vă ascultați reciproc, pentru că 5 de bâte, deși este un fel de conflict, este un conflict interior personal care duce totuși către succesul amândorura sau către succes. Spânzuratul mi-a apărut întors, nu le citesc întoarse, dar înseamnă că se iese dintr-un blocaj, aveți parte de acțiune, drumul către acțiune, drumul către inițiativă, drumul către ceea ce vă doriți voi se eliberează, obstacolele sunt ridicate din calea voastră organic și natural, pentru ca voi să puteți realiza ce aveți pe suflet acolo. Iar spânzuratul în poziție normală înseamnă îmi schimb perspectiva, capăt un nivel de înțelegere foarte înalt, cunoaștere, înțelepciune și ies din această sferă a victimei, poziționându-mă de la egal la egal pe o linie a succesului. Ce înseamnă 5 de bâte aici? 4 de bâte reușită la nivel de relații, bucurie, petrecere, voie bună, stabilitate. Și spânzuratul, pajul de monede, o șansă, o șansă care acum se naște, o sămânță, se plantează o sămânță la nivel de mental colectiv, pentru ca toți oamenii să-și recapete forța vitală, bucuria de a trăi și să poată respira o gură de aer proaspăt, să se simtă ușurați, să aibă succes, să simtă cumva că lucrurile se pot ameliora și că au și ei un cuvânt de spus. Împărăteasa, o șansă, o nouă șansă de manifestare, împlinire, abundență sau, după cum vă spuneam, vă întâlniți la un eveniment, un tip de eveniment, într-un concediu, într-o excursie, la o petrecere, într-un cadru natural, orice poate fi posibil. Cea mai bună carte aici, la zona de relații, este... Soarta a blocat acest drum pentru tine cu un sens și cu un scop. Dacă a existat acolo blocaj, a fost pentru că lucrurile nu se desfășurau natural și pentru că erau puțin forțate. Pentru ca voi să levitați pe acest 5 de bâte și pentru a face un pas înapoi către lucrurile de bază în viață, care sunt de fapt bucuria de a fi împreună, pentru că de aia ne-am ales. Mai departe. Șansa, șansa destinului. Forțe dincolo de controlul tău intervin pentru tine. Forțele naturii sau niște forțe naturale, divinitatea. Există lucruri dincolo de nivelul nostru de înțelegere și de percepție care ne ajută. În primul rând, inconștientul colectiv are toată informația de care avem nevoie și atunci când avem încredere în sufletul nostru, neul nostru supraconștient, lucrurile se aranjează. Avem la nivel de astrologie o dinamică între Lună, Venus și Marte. Emoțiile mele, ce iubesc eu și către ce acționez. Șansa va veni ca voi să stați în contact, să vă puneți față în față cu emoțiile voastre, să discutați despre ceea ce simțiți, ce iubiți,
pe cine iubiți și către ce vă îndreptați. Cu ce are legătură mâna destinului? Cu norocul. Noroc. Șansa. Exact șansa. Veți avea în următoarea perioadă șansa să vă armonizați, să fiți mai optimiști și să vedeți lumința de la capătul tunelului. La nivel de plan material, avem înaltul preot, pajul de monede, temperanța și regina de cupe. La nivel de plan material, încet și sigur depășiți provocările care v-au dezechilibrat la nivel financiar, se echilibrează situația voastră financiară, astfel încât voi să respirați ușurați. Văd că ați avut aici o perioadă destul de emoțională și de stres în care tot nu puteați să realizați ceva anume, dar acum primiți niște bani sau primiți o șansă la o poziție, un serviciu către o direcție potrivită vouă, astfel încât să depășiți provocările financiare. Alții dintre voi văd că doriți să vă relocați peste graniță sau să încheiați un contract de colaborare, un parteneriat, să semnați noi acte de angajare care sunt stabile. Primiți o ofertă sigură și concretă pe masă pentru a fi semnată. Aveți parte de o mare realizare aici, este ceva foarte bun. Ce vă așteaptă? Ce înseamnă înaltul preot aici? Înaltul preot înseamnă înaltul preot. Știți cum sunt mesajele fix în față? Da, înseamnă stabilitate. Pajul de monede înseamnă că se pregătește o ofertă de muncă pentru voi, iată, pentru a fi semnată, dar să nu fiți impulsivi. Și înainte aveam aici cavalerul de bâte, care însemna activitate, acțiune. Nu se întrezărea nimic, era pe dos, nu funcționa nimic, dar se vor debloca lucrurile foarte repede pentru voi și veți avea parte de stabilitate. Pentru foarte mulți dintre voi, atenție totuși să fiți cu ochii mari, la ce semnați, ce termeni, ce condiții puneți. 6 de spade. Se soluționează planul financiar, provocările pe care poate le-ați avut până acum, se eliberează calea și veți avea ajutor, veți ajunge la o stare de împlinire emoțională, personală, să vă liniștiți pe planul financiar. La nivel de plan emoțional sau sănătate, plan spiritual, 6 de spade, 7 de cupe, cavalerul de monede și 4 de bâte. 4 de bâte este carte zilei, iată. 7 de cupe spune, am o alegere de făcut, trebuie să văd exact către ce mă îndrept, pentru că visez la niște lucruri către care acum ar fi mai bine să acționez. Tot ce visez eu acum și am pe suflet acum, dacă se află sub semnul întrebării, are și o soluție. Găsesc o soluție de alinare, găsesc o soluție de vindecare încet și sigur către stabilitatea mea, pentru stabilitatea mea. La nivel de sănătate, traversați o perioadă în care nu prea știți cum vă simțiți sau aveți o provocare la nivel de picioare, la nivel de amețeli, la nivel de dureri de cap, de sinusuri, dar pe care le depășiți pentru că este necesar să faceți niște lucruri în această direcție. Alții dintre voi sunteți foarte somnoroși, poate, sau foarte apatici și acum este momentul să vă mișcați puțin, să faceți plimbări pur și simplu. 6 de spade înseamnă vindecare, înseamnă o soluție, înseamnă că eu îmi găsesc drumul și calea, am o idee pe care o pot aplica, care mă duce către stabilitate, către stare de bine. La nivel emoțional, din nou, găsesc o soluție pentru lucrurile care mă provoacă, dar trebuie să acționez. Chiar dacă mi este greu, poate să fac un pas înainte, îl fac încet și sigur. Cu ce are legătură 7 de cupe aici? Cu puterea interioară. Depășim fricile și îmblânzim bestia, efectiv. Găsim în noi puterea să facem un pas înainte, indiferent de provocările pe care le avem, pentru că cea mai bună
cale către succes este acțiunea. Să mă mișc din punctul A în punctul B. Să ies din acest blocaj, să înțeleg ce m-a dus aici, ce anume, ce frică m-a pus în această postură și în această ipostază, pentru că mă pot dezlega singur. Sau să înțeleg că doar singur mă pot ajuta. Nimeni din exteriorul meu nu mă poate ajuta și nici eu nu pot ajuta pe nimeni. Doar singuri ne putem ajuta și vindeca. Diavolul, să rup acest tipar al nevoii de celălalt, să vină cineva să mă salveze. Nu vine nimeni să mă salveze, noi suntem cei care ne salvăm. Pentru alții dintre voi s-ar putea să aveți probleme cu gambele sau cu faptul, să fi fost o provocare, faptul că nu puteați înainta. Este un tipar care de îndată ce este conștientizat de ce mi-am dat puterea interioară, pentru că poate am fost naiv sau poate m-am sacrificat. Atunci, înțelegând aceste lucruri, fac un pas important înainte în conștientizare și în vindecare. Regina de Băte. Încrederea că totul este bine, puteți și reușiți. Este o forță magnetică și cu încredere înainte. Acest personaj are putere și încredere că poate depăși orice. Da, cu diavolul aici, probabil în trecut, ați avut un moment de ezitare, un moment de cumpănă sau un moment în care ați făcut o alegere poate mai puțin favorabilă vouă. Dar degeaba contemplăm trecutul acum, degeaba am rămas cu gândul acolo, pentru că drumul ne duce înainte, nu înapoi. Luăm din trecut experiența, înțelegem de acolo lecția și tâlcul și mergem mai departe către viitor, pentru că găsim o soluție prin care să ajungem din nou la stabilitatea pe care ne-o dorim. Talismanele. O finalitate și o acceptare este ceea ce este. O acceptare ne scoate pe noi din această dulce visare sau din propriile scenarii pe care le avem în gând sau dintr-o manipulare, dintr-un șantaj emoțional al cuiva. Energia feminină se va simți bine sau prin iubire reușiți să îndepărtați acest sacrificiu, iată, 8 de spade, să vă eliberați. Prin comunicare, spuneți ce aveți de spus, pentru că așa eliminați această parte toxică din relațiile voastre, din viața voastră și puteți planta din nou o rădăcină sănătoasă. Prin înțelepciune avem talismanul iubirii care spune steaua, iubirea este calea, la nivel de suflet, centrat pe suflet, pe inimă. Inima mea se vindecă, depășesc o karmă, înțeleg o lecție, pricep ceva, am parte de mâna destinului. Atâta timp cât cred că iubirea mă ajută, zâmbetul mă ajută, îmi ridică vibrația. Aici unii dintre voi puteți primi cadouri sau primiți o invitație sau este practic acea ocazie în care, iată, puteți discuta, aici am un plic, despre iubirea voastră acum. Soarele este și pe masă, iese soarele pentru voi, vedeți? Se încălzește situația, se dezgheață ceva, mai ales dacă este vorba despre un partener, energie masculină, dacă sunteți doamne, da, veți fi bucuroase pentru că energia masculină revine la sentimente mai bune sau poate are legătură cu copiii voștri. Aici aveți parte de o trezire, de o realizare că trebuie să schimbați ceva și că nu mai puteți persista într-o anume situație. Un schimb de mesaje este aici. Gândiți la fel, simțiți la fel, vă conectați telepatic. Unul dintre voi este mai vulnerabil ca celălalt, dar vedeți cum sunteți similar, da? Avem morcovul și iepurele, parte din aceeași familie, parte din aceeași poveste, parte din același context. Aveți o legătură unul cu celălalt, organică, naturală, care nu se poate rupe, dar
Asta nu înseamnă și că va continua așa cum este. O sincronicitate. Oh, cub. Trebuie să ieșiți din cutiuță. Să gândiți în afara cutiuței. Sunteți ajutați să vedeți totul printr-o perspectivă mai amplă, mai înaltă, mai înțeleaptă. 99 poate are legătură cu voi. Pentru alții, cu bucuria. Inițialele CUB se repune în funcțiune energia organică a vieții. Avem buc, o capitală, poate are legătură cu o capitală sau și dacă s-ar fi întâmplat ceva capital, tot se poate remedia. O bucată, poate vă cumpărați o bucată de teren, ceva de genul acesta. Avem numărul 3 și scorpionul. Scorpionul în casa a treia spune că vorbim în sfârșit despre lucrurile pe care le-am tăinuit până aici sau care au fost subiecte tabu, mister, scoatem la suprafață cu asul de spade lucrurile importante și profunde despre relația noastră, pentru că amândoi să avem aceeași așteptare sau același nivel de așteptare să discutăm despre stabilitatea noastră, discutăm despre stabilitatea noastră, despre casa noastră, despre ceea ce iubim și ne bucurăm, iată, pentru că am făcut ce am făcut, dar tot împreună ne-a adus drumul. Sau, în urma unei discuții, a unei conștientizări ale voastre personale, vă aliniați la această călătorie inițiatică, la această lună nouă din gemeni pe care o vom avea și veți porni către drumul potrivit vouă. Veți primi această șansă. Vi se activează casa 3, casa 4, casa 8. Banii partenerului, intimitate, sexualitate, control, manipulare, taxe și impozite, casa 3, studiez ceva, aflu ceva, citesc ceva, scriu ceva, comunic, comerț, mă deplasez de la mine la tine și casa 4, ce iubesc părinții mei, casa, trecutul, rădăcinile mele, originea mea, să iert trecutul, cumpărăteasa aici, iert trecutul și merg mai departe, dar mai înțelept. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, sper să aveți o zi minunată, să aveți o săptămână minunată, să aveți o perioadă și o viață minunată, să fiți sănătoși și armonioși. Să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!